Comisarii Gărzii de Mediu din județul Hunedoara au o activitate intensă în această perioadă. Aceștia efectuează controle în toate localitățile județului și, unde se întâlnesc în neregularități, cei în culpă sunt sancționați. În urma acestor controle, în doar 30 de zile, Comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au aplicat amenzi consistente în cuantum de aproximativ 300.000 de lei. În primul rând ne axăm pe unitățile administrativ-teritoriale. Acum, conform planului anual, sunt toate primările din județul Hunedoara, inclusiv UAT județ, sub control și încercăm să stabilim condițiile de mediu din fiecare locație. Găsim și depozite ilegale necontrolate, ca să spunem așa. Încercăm să mai eficientizăm lucrările care se fac de către salubritate, pe linie de salubritate, pe linie de zone verzi. Registrul zonelor verzi, de asemenea, este în atenția noastră în fiecare localitate. S-au făcut controle la firmele care depozitează, care strâng fier vechi. Au fost date câteva amenzi. Am avut o acțiune comună împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție pe linie de balastiere, însă deocamdată acolo sunt numai amenzi pe formă, nu pe extracții și pe alte lucrări pe care le fac dânsii. Monitorizăm producătorii de vopsele și substanțe fitosanitare. Deci avem o gamă largă pe lângă sesizările care ne vin zilnic vis-a-vis de poluări pe malul râurilor, deversări necontrolate, decanalizări în pâraie. Cuantumul acestor amenzi aplicate în ultimile 30 de zile se ridică la aproape 300.000 de lei. Mai multe despre activitatea din ultima vreme a Gărzii de Mediu Hunedoara puteți afla urmărind emisiunea De la A la Z, difuzată pe 1 TV Deva imediat după jurnalul de știri. Emisiunea De la A la Z mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.